decizia în primul rând, după cum observați, începând de astăzi, Pro-România are un nou coleg, în persoana domnului Răzvan Meseșanu. Cred că nu mai e nevoie să vi-l prezint eu. O să las să vă spună dânsul de ce și pentru ce a trebuit să plece din PSD și după aceea suntem aici să vă răspundem tuturor întrebările. Bine ai venit. Mulțumesc. De ce am plecat din PSD, colegii din presă cunosc. Pentru că exact acum 30 de zile am făcut o informare, am făcut cu bunăvoința dumnealor, am reușit să anunț publicul interesat de viața politică din despre acel pas de trecere din activitatea politică într-o perioadă de liniște, de regândire a viitorului politic. Iată că într-o lună de zile am meditat asupra a ceea ce am de făcut în continuare. Au fost o serie de oferte și m-am hotărât ca pasul pe care doresc să-l fac este să fie în ideea de a fi pro. Că este pro-România întâmplător și numele formațiunii politice, asta este cu atât mai îmbucurător. În rest, las să aprecieze fiecare membru al colectivității din județul Călăraș, din municipiul Călăraș, din fiecare localitate pe care o voi vizita împreună cu colegii prezenți deja în mijlocul deocamdată puținilor membri ai Pro-România Călăraș, dar vom dori să fie cât mai mulți alături de noi, să ne asculte ideile și să fim cât mai mulți la vot. Pentru că prima mea idee este să nu fim neapărat foarte mulți cu adeziune, ci să fim foarte mulți care să voteze Pro-România. Asta ar fi pentru început. În rest, aștept întrebările. Mai am ceva de completat, vă rog. Începând de astăzi, s-a hotărât ca și Răzvan să fie coordonator al Pro-România județul Călăraș. Împreună cu Cosmin Dragomir, va trebui să lucreze la pregătirea alegerilor de 26 mai. Exact cum spunea și Răzvan, important să avem o prezență la vot pentru Pro-România numeroasă. Nu suntem în alergare acum pentru a strânge un număr mare de adeziuni, pentru că diferența dintre voi și adeziune o știți foarte bine. Aici va fi vorba de experiența pe care are și Răzvan în politică. Sperăm că în următoarea săptămână, fiind vorba de săptămâna patimilor, să arătăți mai bine niște foști colegi de noi de la PSD. Sperăm. Și ușor, ușor să putem reclădi și în Călăraș ceea ce însemna social-democrația, acum noi regândindu-ne și fiind un curent de social-liberalism al Pro-România. Aici experiența pe care o are și Răzvan și ceilalți va fi foarte importantă în desfășurarea următoarelor evenimente, pentru că avem alegerile de anul acesta la Parlamentul European, ulterior alegerile prezidențiale unde vom avea un candidat și anul viitor, după cum știți, două rânduri de alegeri. Întrebări? Ce aveți un canal de comunicare cu, nu știu, liderii altor partide, liderul PSD Călăraș, de exemplu? Da. Urâtă întrebare. Eu sunt dezamăgit de domnul Iacom, îl cunosc de mult timp. Nu înțeleg, mi-e greu să înțeleg și la el și la alți membri și lideri ai PSD-ului cât de mult sunt dispuși să accepte compromisul, să nu spun alte lucruri mult mai grele. Speram ca Iacomi să înțeleagă că ceea ce se întâmplă în PSD nu e spre binele lui și nu e spre binele celor din Călăraș. Dar pentru o funcție a fost în stare să renunțe la multe lucruri. În 2017, îmi duc aminte, când eram la
la guvern în acea perioadă cu Grindeanu, a venit la mine, am discutat să ne susține, că, după cum știți, era deputat la acea vreme. S-a folosit de acea discuție, s-a dus după la Dragnea și că să iasă din Parlament, să vină la primărie, au avut o înțelegere. Cu Dragnea pot să nu mă înțelege și toate trebuie să fie materiale. Anul trecut a venit să spună că el e pro-România. M-a căutat, a venit la București, mi-a spus că el vrea să pornim acest proiect împreună. I-am zis să se gândească bine și l-am rugat că eu sper măcar de data asta să nu fac același joc și să încerce o negociere tot cu Dragnea și Codrin Ștefănescu la ore de seară acasă la Codrin Ștefănescu. În păcate m-a dezamăgit a doua oară acum. Asta e stilul lui. Nu înțeles că nici acum face mare lucru. Ședințele sunt conduse de doamna senator, mai mult e un fel deschizător așa de ședință. Păcat. Pentru că a fost dispus să renunțe la multe lucruri pentru a avea această funcție de președinte PSD Călăraș. Mai nu am înțeles că stă și pe la ușa președintelui CJ-ului, la când s-a împărțit bugetul, din câte știu, primarii PSD au luat cel mai puțin în ultimii ani, la împărțirea bugetului, cu toate că PSD-ul, după cum știm cu toții, e la guvern și nu PNL. Da. Asta arată cât de mult sunt unii dispuși să sacrifice ce au ei mai bun pentru accede la o funcție. Mai mult decât alții? Băi, trebuie să ne spuneți în această chestie, cam care ar fi ideile cu care dumneavoastră vreți să-i câștigați pe Călărașul? A vorbit și Răzvan de idei, vreau să-l întreb dacă știa în momentul când și-a dat demisia că va veni către Pro-România. El și poate... Aseară vreau să vă spun că a fost o ultimă discuție pe care am avut-o cu Răzvan. Săptămâna trecută am mai vorbit cu Răzvan și domnul premier Tudose și domnul Răzvan Neacșu. Pot să vă spun că până aseară nu cred că era convins 100% să se alăture, pentru că vă spun ce am simțit noi în urma discuției. Era vorba de o mare dezamăgire în ceea ce privește politica. Și i-am arătat că la noi, la Pro-România, noi lucrăm, suntem colegi cu toții și lucrăm cu zâmbete pe buze. Adică și de ce coordonată? Eu am o apreciere față de Răzvan, dar întrebare totuși, că urmați calea PNL-ului, PSD-ului și a celorlalte partide când a vrut să iau un om de valoare, l-a pus vicepreședinte sau l-a pus coordonată. Păi să vă explic în trei cuvinte. Ne-am stabilit la congresul pe care l-am avut anul trecut să nu numim în toată țara decât coordonatori județeni. De ce? Suntem un partid nou, suntem la început, până ne organizăm, până ne cunoaștem, peste tot se vor face alegeri după 26 mai. Nu în caz izolat la Călăraș. Nu avem nicăieri președinți numiți. Nimic. Foarte simplu. Dacă am terminat un pic cu întrebările pe partea locală, haideți să dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre Pro-România, așa, în ansamblu. N-am avut ocazia să ne întâlnim de multe ori. Încep și eu prin a-i saluta și pe Răzvan și pe Cosmin. Le urez succes pentru că urmează o perioadă foarte dificilă pentru ei și pentru toată echipa de aici. O luptă inegală ca resurse cu PSD-ul și PNL-ul, dar din care ei sunt superiori prin idei. Și asta trebuie să vă convingă pe dumneavoastră, că ideile noastre sunt mai bune decât ceea ce propun ceilalți. Revenind tocmai la idei, pentru că a fost o întrebare mai devreme aici, de ce Pro-România? De ce oamenii vin la Pro-România? Păi, ar trebui să fie așa, dintr-un simplu motiv. Pentru că oamenii din Pro-România, la un moment dat, au demonstrat câteva lucruri. Ponta, Tudose, nu știu, poate eu, poate ceilalți miniștri din guvernul Ponta. Ne axăm, sau noi am fost construiți pe scheletul guvernului Ponta. Practic, cel mai performant guvern pe care l-a avut România după Revoluție. Și mă întorc la domeniul meu de activitate, ca să vă dau și un exemplu cât mai concret. În 2014, noi am venit cu updatarea listelor de medicamente. România era la nivelul acelui an. România dădea medicație
care în Europa fusese înlocuită cu 10 ani înainte. Și asta era diferența între ce fuseră guvernele de dreapta, guvernele reformiste aia care tot ne jurau pe noi atunci, și guvernul la locul lui, deci tratam, iradiam bolnavii de cancer printr-o modalitate care se chema cobaltoterapie, dar scoasă de vreo 20 de ani din uz, din Europa. Ne miram că nu aveam rezultat. Dar din 2015 în România se face radioterapie și s-au introdus noile acceleratoare lineare care sunt cu fascicol țintit, da? Fascicol de laser care într-adevăr omoare tumoare. De atunci avem rezultate, de atunci probabil că auziți 2014-2015 primele rezultate în care avem pacienți, nu știu, cu cancere agresive, pacienți cu toate tipologiile din sfera oncologică care deja supraviețuiesc. Da? Care deja sunt... O întrebare. După atâtea rezultate bune, de ce nu ați reușit să gestionați situația în cazul colectiv? Vă spun eu. Pentru că acolo v-ați dat examenul de maturitate ca ministru. Nu cred. S-ar putea spune. Nu cred, dar cred că acolo ne-am dat examenul de maturitate ca, păi, și, ca vorbim, și societate. Vorbim de la Victor Babeș și încoace, toată lumea într-adevăr are rezultate. Numai că rezultatele când e la nevoie nu se văd. Nu e adevărat. Dacă mă ascultați un pic, v-aș comenta foarte mult și mai ales despre colectiv. Eu am refuzat multă vreme să vorbesc despre... Nu cred încă că e timpul suficient. N-a trecut suficient timp de la colectiv ca să vedem lucrurile foarte obiectiv. Între timp însă s-au lămurit foarte mulți oameni care ne criticau pe noi atunci. Că de pe margine și de la televizor lucrurile nu sunt așa cum par. Și aici să venim cu exemple concrete. Noi am avut la colectiv 182 de mariași. Niciodată în istoria Estului Europei și a Europei nu a existat un astfel de număr de mariași. Unul la unul. Cei care ne criticau pe noi în 2016 s-au confruntat cu marea problemă a existenței unui mare as. Da? S-a reușit un transfer în Bulgaria. Deci nu cum ne ziceam nouă, în California, la New York, nu știu în ce țări nordice. Da? Pentru simplu motiv că oamenii nu sunt stabili, nu pot fi stabilizați. Da? Transferul reușit în 2016 de guvernul tehnocrat, care a venit pe critica de la colectiv, a dus la un rezultat pe care îl știți. Nu? Deces într-un spital impropriu din Sofia. Deci o decizie din punctul de vedere proastă. Reîntorcându-ne 2015 colectiv, uitați-vă, statistica, recunoscută de străini, nu de noi. Da, este da, dar că ați spus că rata de supraviețuire atunci, ați ieșit și ați pentru spus că gestionați. Nu era mai util să spuneți că aveți nevoie? Să-l iau parafat de mâine și să fugim, nu era util. În situații de criză, exact așa se face. Și eu cred că noi am procedat în mare parte corect. Că au fost greșeli. Stați un pic, că nimeni nu... O tragedie nu se poate prevedea și nici n-a neapărat, cum să spun, ai tot planul dinainte făcut. Nu. Planul se făcea atunci pe moment. Și da, România, în momentul ăla, în două ore, a putut să facă o secție de terapie intensivă la Bagdazar. Astăzi cred că nu putem face doi ani. În noaptea aia, da, aveam un camion de albumină la dispoziție în București. Astăzi un flacon de albumină nu-l găsim în București. Bănuiesc că în Călărași și în tot sudul nu o să găsim flaconul. Deci asta era diferența de atunci. O luăm pe statistică. Faptul că am avut 75% supraviețuire la colectiv, da, este peste ceea ce ne așteptam noi și peste previziunile din primele zile făcute nu de medicii români, de medicii străini. Și asta, iarăși, cred că ar trebui să ne uităm pe părerea specialiștilor. Nu pe părerea, nu știu, oamenilor politici, ziariștilor sportivi, care atunci au dat niște predicții, nu s-au adeverit, și care au venit cu o critică nebazată niciodată pe expertiza medicală. Uitați-vă și pe dosarele ulterior făcute de procuratură. Dar trebuie să mai dau un exemplu. Că în zilele alea de la dezinformarea, pentru că lupta aia de la colectiv s-a dus mai mult nu spre salvarea pacienților, cel puțin din zona criticilor. De asta se ocupă cadrele medicale. Da, dar cadrele medicale, uitați-vă că ați văzut și accidente în Franța, trebuiau lăsate totuși să-și facă treaba. Atunci se punea o presiune foarte mare pe familiile răniților, care puneau presiune pe doctori foarte mult. Eu mi-aduc aminte de situația în care un jurnalist a ieșit la televizor și a spus că noi furăm cadavrele sau ținem cadavrele ascunse
Da, familiile au crezut lucrul acesta, da, și a fost o nebunie în a, pentru că trebuie să le dovedești familiilor că într-adevăr lucrurile nu stau așa. Bun. Să trecem peste acest exemplu. Am mai fost ziarist care a anunțat la televizor că sunt atacați. Bun, asta e alta, nu? Și care îmi spunea mie cum trebuie duși în America. Și vreau să vă povestesc episodul transferurilor. Pentru că toată lumea era specializată atunci în noaptea aia și nopțile alea la cum se transferă pacientul de mare ars. Pacient, v-am zis, instabil, în totalitate. Selecția nu a fost făcută de Băniciu și de Arafat, pentru că nu noi primeam pacienții în spitale din Europa. Selecția a fost făcută și poate cred că... Eu am mai spus-o de câteva ori, dar am văzut că n-au reținut. Selecția nu a fost făcută de noi. Deci recomandarea pacienților pentru transfer, selecția a fost făcută de medicii de afară. Deci ei au luat pacienții pe care ei au considerat că îi pot lua. Dar pacienții erau și deveneau instabili din momentul în altul și atunci asta... considerat un moment optim al transferului pe care l-au decis cei care îi primeau. Deci nu români. Atenție. Nu români. Deci putem să mai înjurăm cât vrem noi. Și Parafat, și pe mine, și pe Alice Grasu, cât vrem noi, din fericire sau din păcate. Și nu era atributul nostru să facem lucrul acesta. Eu am înțeles, dar întrebarea era punctual, dacă îmi permiteți, ca să nu stăm numai o oră numai pe subiectul ăsta. De ce ați spus că gestionați și în concluzie după aceea n-ați gestionat criza? Păi ca ministru de vă asumați că ați fost informat greșit? Nu, de ce n-am fost informat greșit? De către eșalonul 2 al dumneavoastră care trebuia să vă informeze. Ce am fost informat greșit? Păi, iată că realitatea bate filmul. Pe care e realitatea? Realitatea este că avem multe decese și avem multe lucruri. Mulți oameni care puteau să fie salvați mult mai mult. Avem 75% supraviețuitori. Și nu cred că mai multe... Bine, mesajul noastră ajunge exact la cei care trebuie. Exact. Și cred că România, la vremea aceea, a făcut cam tot ceea ce se putea face în momentul ăla. Da? Chiar cred că România a făcut multe în momentul ăla. Și cred că după colectiv România n-a învățat nimic. Da. Acum, ai vrea să mă bag nicel peste colegul meu, că dumneavoastră ne-a povestit despre idei politice. N-am avut niciuna credeam că până. E interesat ca să vadă în detalii. Păi, i-am zis cum lui acum. Da, mulțumesc. Nu, politic. Am și eu o întrebare. Ce planuri aveți cu organizația de la Călăraș, în sensul în care urmează alegerile locale și parlamentare la anul? Ce pretenții aveți de la această organizație? Și doi, pentru domnul Bălicioi, mi-aduc aminte că în urmă cu 7 ani, un alt președinte al PSD, Mircea Jana, încerca să lanseze un partid asemănător, se numea PSO. Și dacă credeți dumneavoastră că acest partid pe care îl aveți dumneavoastră acum va avea mai multe șanse decât cu PSO în Jana. Zic eu. Cine dorește? E întrebarea principală. Lucrurile sunt total diferite, în punctul meu de vedere. PSRO atunci a însemnat doar Mircea Joana și atât. Pro-România înseamnă o echipă care este și, și sudată prin actul guvernării 2012-2015 și o experiență politică zice considerabilă. Deci diferența este majoră. Nu vorbim de oameni, nu știu, vorbim de Ponta, vorbim de Doste, vorbim de... chiar și Leancă, premier în, fost premier în Republica Moldova. Deci vorbim de oameni care au experiență politică și experiență guvernamentală, experiență administrativă. Nu cred că lucrurile pot fi comparate. E o situație total diferită. Cred că PSRO atunci n-a putut să-și construiască structuri în teritoriu, ceea ce vedeți că este total diferit la Pro-România. Deci Pro-România deja este reprezentată teritorial cam în 90% din țară și cred că, ca și așteptare, spuneți, la europarlamentare, bun, e un prim test, dar către alegerile parlamentare, cred că Pro-România poate fi unul din jucătorii importanți ai alegerilor parlamentare. N-aș vrea să avansez un scor. Dar cred că va fi unul din primele 3 partide ale țării. Am înțeles. În ceea ce privește alegerile locale, mă scuzați dumneavoastră, veți avea candidați, aveți candidați în toate localitățile, da. Inclusiv pentru cele două municipii. Bineînțeles. Gândiți-vă că Pro-România, și o să încep la ce spunea colegul dumneavoastră și ajung la răspunsul dumneavoastră, nu le evităm. Pro-România are o structură și are proiect.
Vorbim de Iurie Leancă, suntem singurul partid care ne asumăm cu adevărat Republica Moldova. Am fost, avem doi premieri, Tudose și Ponta, care au făcut lucruri concrete pentru Moldova. De la grădinițe, autobuze, școli, grădinițe, gazoduct, da? Asta e o parte a proiectului Pro-România, dacă vorbim de Pro-România. Doi, vorbim de doi oameni, de doi foști premieri și de Corina Crețu, oameni care știu de ce are nevoie România astăzi, de infrastructură. Asta e un punct cheie al României. Dacă înțelegem măcar în al 13-a ceas că România are nevoie de infrastructură, ne vom putea dezvolta cu adevărat. Pentru că fără infrastructură rutieră nu te poți dezvolta. Aici, avem pe Corina Crețu, care știe să facă treaba asta. S-a alăturat aceste echipe. Îl avem pe Mihai Tudose, care în 6 luni de mandat a reușit să semneze niște lucruri importante. Gândiți-vă că de la podul de la Brăila, la Galați, când mai știa nimeni undeva, fi, până la urmă, unii spuneau că o să fie pe la Mamaia sau pe undeva, așa, Tudose a reușit în 6 luni să semneze acel pod, să se facă. Da? Vorbim de niște oameni care au avut rezultate pe domeniul lor. Vorbim de Nicu Bănicioi, vorbim de ceilalți care fac parte, de Daniel Constantin, care pe domeniul agriculturii au făcut fiecare pași importanți. Gândiți-vă că toți spuneau că guvernul Ponta nu fac destule autostrăzi. Gândiți-vă că tot ce se dă astăzi în folosință sunt kilometri de autostrăzi contractați în aceea perioadă. După 2015 decembrie s-au semnat undeva la 40 de kilometri, dacă nu mă înșel. Eu, guvernul Ponta, am lucrat în domeniul energetic. România atunci exporta undeva la 2000 de megawatts. Astăzi România importă. Suntem în pericol să închidem tot ce avem pe termen. Da? Asta face guvernul actual. Guvernul Ponta a reușit să pună pe linia de plutire marile centre de producere a curentului, termocentrale. Pentru că acele instalații îți dau un echilibru. Pentru că fără curent nu se poate produce nimic. Au fost niște studii făcute. Cu tremurul din 1977, nu vorbim de latura umană, n-a produs atâtea pagube, cât a produs tot în 1977 o pană de 24 ore de curent în România. Da? Actuala echipă care s-a strâns în jurul Victor Ponta e o echipă puternică care are proiecte. Nu sunt niște oameni care au venit și spun noi ne apucăm de asta și ne gândim. Nu, sunt oameni care când ajung la guvernare și sperăm să ajungem în scurt timp, sunt oameni care pot să dovedească prin faptele lor că pot să ducă niște proiecte începute de alții sau începute de noi la bun sfârșit. Pentru că astăzi nu se mai discută decât de Dragnea. Dacă se duce Dragnea la pușcărie, Dragnea a mai furat pentru cineva, dacă Vâlcov și-a pus o amantă sau pe cine și-a pus el la ANAF, discutăm. Noi nu discutăm de ANAF, ce înseamnă ANAF-ul în esență, de digitalizarea ANAF-ului, nu discutăm de acel master plan pe infrastructură rutieră aprobat la Bruxelles, în perioada guvernului Ponta, care ar fi trebuit, noi dăm astăzi în Parlament, sunt legi care se dau pentru ce? Pentru construcția de autostrăzi, suntem nebuni la cap. Eu am nevoie de lege pentru construcția autostrăzii când trebuie să lansez licitație, să o fac. Avem bani la Bruxelles, avem pe cele 3 spitale regionale proiect început de Nicu Bănicioi cu Corina Crețu. De ce nu se face astăzi? Pentru că ăștia vor să fure tot. Vor să-l facă parteneriat public-privat, să-și aleagă ei firma care construiește, firma care îl mobilează cu aparatură medicală. Aici suntem. Dacă îmi permiteți, a fost om de fapt. Este o discuție în momentul de față de modificare la legea 69, legea sportului. Vis-a-vis de implicarea Ministerului în activitatea sportivă. Nu are să comentez despre sport. Nu vă spun. Despre activitatea sportivă. Nu aș vrea să comentez. O avem aici, o avem pe Carmen. Pe Carmen Tocali, pe la Federația Română de Basket, care e mult mai în măsură decât mine să vorbesc despre acest subiect. Bogdanu spunea că suntem în pericol să fim expuși din competițiile europene. Mai spun ceva și nu mai vorbesc despre. Bogdanu nu există. Dar are dreptate cel puțin în Clinița. El e din 2014 acolo, da? A ajuns printr-un șoc în care Gică Popescu a fost băgat la pușcărie, ca să ajungă el. Și de asta vorbim. Da. Întrebări? Da. Trăim într-o dictatură sau nu? Cred că dacă eram... Nu, e o întrebare foarte pertinentă. Cred că dacă să vă spun nu. Dacă eram într-o dictatură, aveam și lucruri făcute. Noi nu avem nimic făcut astăzi în țară. Da, noi dar când partidul numește de la vârf până la femeia de servicii în instituțiile de stat, când partidul pune omul
cheie unde trebuie. Da? Cum o numi? Dictatura de partid. Nu, este o dictatură, zic eu. Noi nu am evoluat, că nu ne asumăm, nu ne asumăm critici pe care le primim. Da? Încercăm să închidem gura presii când ni se aduc critici. Ce este? Pentru că aici am ajuns. Da, vedeți că acum, fără să jignim pe nimeni, ceea ce face Dragnea la nivel național, toți nu liderii... Nu doar Dragnea, că și pentru că au fost la putere. Uităm de Dragnea. Toți liderii județeni încep să-l copieze. Președinți de CJ-uri... Deci mie mi se pare că instituțiile de stat la ora actuală au ajuns un fel de asociație familială. Dacă nu vă supărați. Dar eu tot insist că, măcar prin corespondență, sunt limite trei idei forță ale pro-România. Păi, v-am spus-o. Care? Moldova. Să fie parte din România. Da, de acord. Planul de infrastructură națională. Da? Ca să fie legat și Moldova, și Ardealul, și Țara de Jos. Să fie legat toate între ele. Da? Okay. Sistemul energetic național. Noi astăzi suntem în pericol de blackout. Și vorbim aici și de transgaz, și de transelectrică. Lucruri care sunt neglijate. Noi astăzi importăm 2500 de megawați. Ceea ce e o problemă. Pentru fără energie electrică, o țară nu poate exista. O economie nu poate exista. Spitale nu pot exista. Nimic. Nimic, nimic, nimic. Dacă fără apă găsim, săpăm, luăm apă din mare și o desalinizăm, fără energie electrică, lucrurile nu se pot face. Ați evaluat cam cât costă fiecare idee de asta în planul dumneavoastră de acțiune? Și de unde luăm banii sau de unde luați banii? Moldova nu costă. Moldova e o chestie de voință. Politică, în primul rând. Dar nu ar trebui să își dorească mai mult? Sau întâi ei și apoi noi? Am senzația că ne dorim mai mult noi. Complicat de răspund la această întrebare. Sau poate trebuie să-i convingem noi pe cei de la ei care încă nu dorim. Am senzația că sunt o bătrână care noi vreau să o ajutăm să treacă strada și nu prea vrea. Strada în Europa. Și prezența României acolo n-a fost în multe perioade n-a fost constantă. Deci a fost o prezență constantă pe vremea guvernului Ponta. Când aveam acțiuni acolo, aveam proiecte comune, nu? Școlile, grădinițele pe care le făceam în Moldova, smurdul, mutarea smurdului în Moldova, programul de ambulanțe și tot așa. Din păcate, România, odată cu schimbarea guvernului, schimbă și proiectul. Și atunci Moldova mai e abandonată. Odată la câțiva ani, iarăși, intră în perioada de umbră. Și atunci relațiile dintre noi și prezența noastră acolo lăsă de dorit. Și da, voi se simt abandonați. Dumneavoastră, ca și cum vă gândiți să faceți lucru? Și mă rog, în partid, bănesc că lansată temă ca asta România cu Moldova, luați în calcul și costurile financiare pentru asimilarea unei regiuni, bineînțeles. Credeți că România poate susține la ora actuală o astfel de... Și România și Uniunea Europeană. Domnia Cozi are dreptate aici. Da, este un proiect sustenabil din punctul ăsta de vedere. Deci dacă discutăm numai în termeni financiari. Însă acest proiect are o conotație politică mult mai mare decât chiar și decât cea financiară. Dar financiar... Dar cum vă gândiți? Într-adevăr, sunt de acord cu toate ideile. Așa. Cum vă gândiți să faceți totuși? Care dintre ele? Asta, unirea sau integrarea Moldovei, altă temă, în Uniunea Europeană. Cum vă gândiți? Care ar fi metodele? Stați un pic, doar așa. Vă gândiți la școli, grădinițe și... Haideți să aplicăm și va fi foarte simplu să aplicăm ce am făcut noi cu Uniunea Europeană. Aduceți-vă aminte România în perioada de preaderare. Da? Avem noi programe? Avem noi programe avut, de dezvoltare a drepturilor? Guvernul Ponta a avut. Trebuie să vină cineva să le înceapă. De, să le... Lăsați grădințele școlile. De implementare a antreprenoriatului acolo, de implementarea capitalului românesc. Alea, cele mai alea sunt. Alea sunt cele mai grele. Că capitalul, și aici îmi permis să vă spun, capitalul pleacă după infrastructură. Unde există infrastructură și stabilitate politică, există capital. Astăzi există bani. Numai România, din prostia unor oameni ca Teodorovici și ca Dragnea, se împrumută astăzi cu 5,2%. Da? Astăzi, în Europa, firmele private, vă spun în cunoștință de cauză, se împrumută, de exemplu, în Austria, la un cost de 2,1 la euro. 2,1.
Guvernul României astăzi s-a împrumutat la 5,2. Am luat aia 3 miliarde pe 20 de ani și va trebui să dăm înapoi 5,4 miliarde. Guvernul României se împrumută mai mult decât o firmă. Și mă întorc la Republica Moldova. În momentul în care va exista o stabilitate economică și politică, gândiți-vă că pe vremea Guvernului Ponta erau ședințe de guvern comune la Chișinău și la București. Deja a început să se creeze o punte, să se discute, să domnul Ponta cu domnul Leancă, fuseseră împreună la Bruxelles, discutaseră. Ăsta e un proiect foarte important pe care trebuie să și-l asume și aveți dreptate. Toată clasa politică din România. Și să mergem noi la Bruxelles să-i convingem că vrem și noi, vor și ei de dincolo de Prut. Dar pentru asta e vorba de un action plan, e vorba de o construcție care nu poți face niciuna. Noi am început. Gândiți-vă că acel gazoduc aproape s-a finalizat și după aceea ce s-a întâmplat? Nimic. Da? Vorbim de smurt, vorbim de grădință. Trebuie să vii cu ceva. Pentru că dacă tu te duci, ei se gândesc că suntem și noi ca rușii. Mergem numai să luăm. Da? Am început un program. E complicat, nu e simplu. Dar arătăm. Noi sacrificăm o poziție. Noi am sacrificat o poziție din lista de parlamentari europeni pentru a pune un moldovean. N-a sacrificat dacă credeți în ideea. Cum adică? Nu. Dacă am pus-o, cum a spus-o dumneavoastră. Da? Deci noi am fost dispuși. Am făcut un pas mare. Da? E un pas. Cu punerea lui Iurie Leancă pe o poziție eligibilă. Și cu Băsescu ce faceți? Haideți să și de Băsescu. Trebuie să uităm o dată. Că dacă tot o să ne întoarcem la Băsescu... Păi e cam iubit în Moldova, să știți. Băsescu a obținut cetățenii. Și au obținut și a pierdut. Și a fost retă. Adevărul că el a făcut foarte multe pentru Republica Moldova. Din gură. Citiți și ghilimelele de rigoare, da? Da, n-am înțeles. Nu mi-ați răspuns exact ce așteptări aveți de la organizația viitoare, organizației de sac. Un scor foarte bun la europarlamentar și să-și conceapă împreună o echipă de oameni care să se poată bată pentru iunie 2020. Poate fi domnul Meseșanu un posibil candidat la primărie? Primarul trebuie să spună dânsul când se hotărăște. Ca așa? Nu, dar asta e prima întrebare pe care o pun ziariștii atunci când apare un în cazul tău vine personaj nou într-o formațiune politică nouă. Nu, e prematur să spunem lucrul acesta. Misiunea mea este, așa cum v-am zis și pe 19 martie, misiunea mea este să încercăm să aliniem la niște valori pro, da? Că este termenul la moză și pentru mine acum. Pentru a încerca să convingem că acest partid chiar poate să reprezinte o alternativă. Dincolo de faptul că vă mărturisesc că mi este extrem de greu în continuare să gândesc în termenii aceștia. Dar voi face, pentru că nimeni, până la urmă, nu a inventat legatul de glie la un anumit partid pentru vecie. Și atunci, da, asta ține numai de educație, ține de anumite înțelegeri pe care le faci tu cu sinele propriu. Și atunci când s-au întâmplat trădări, mai ales dintr-o singură parte, e momentul cum să zici stop, așa cum am făcut eu. Mi-am reconsiderat poziția și încerc să demonstrez că, până la urmă, orice partid din țara asta, din propriul program, dorește binele țării. Cel puțin asta este credința mea. Diferența între un partid și altul este omul, sau reprezintă oamenii, pe care partidul va avea știința, sau nu, să-i pună în poziții de decizie. Pentru că oamenii care sunt conduși, populația întreagă, cetățenii simpli, nu să aprecieze sau nu că au fost conduși cum trebuie. Asta este diferența. Cred că și PNL-ul are un program foarte bun, și PSD-ul are un program foarte bun, și Pro-România are un program foarte bun, și USR-ul. Știința, bătălia pentru voturi, pentru coșul național al voturilor, îl reprezintă știința de a pune oamenii potriviți, nu diletanții, nu impostorii, nu păcălicii, nu cei care una spun în față și alta spun în spate, să reprezinte niște vectori credibili pentru oameni. Asta este misiunea mea, da? Să încercăm să creăm în fiecare localitate oameni care nu sunt neapărat frustrați. Că nu despre asta este vorba, ci oameni care în comunitățile lor reprezintă ceva. Asta ar fi o chestiune. Iar cealaltă chestiune care spune aici foarte bine, cum spune de fapt de multe ori,
Nelu de niște idei. Păi, în primul rând, Pro-România, din ce am înțeles eu în rundele de negociere, pentru că să știți că nu au fost chestiuni legate de condiții reciproce puse. Au fost niște încercări de a armoniza niște principii. Și eu consider că Pro-România, cel puțin la Călăraș, se bazează pe trei idei principale. Sau trei principii, sau trei valori. De ce este importantă Pro-România pentru Călăraș, cel puțin? Eu să mă zbat, pentru că la Călăraș nu să moară capra vecinului, respectiv nu să n-aibă rezultate PSD-ul sau PND-ul. Deci nu asta mă interesează. Nu să dea ei fix, ci să avem noi rezultate. Păi sunt colexat. Depinde cum privești. 150% Pentru mine important este să valorizăm trei idei pentru Pro-România. Unu, din punct de vedere etic, pentru că oamenii formează echipa și trebuie să-i valorizeze acolo unde se consideră, nu pe cumetrii, nu pe rudenii, nu pe interese personale. Și dacă omul este potrivit pentru o anumită poziție, în echipă, să stabilim că acolo merită. Bineînțeles, dacă își dorește și el. Sau ea. A doua idee. Din punct de vedere al imaginii. Pentru că nu consider că în Amonte și Aval de o formațiune politică nu există posibilitatea să faci parteneriate. Spune aici Marius, da? Cum va fi la locale? Cum va fi la generale? Da, vom încerca să demonstrăm Bucureștiului că nu trebuie să ni se impună, cum s-a impus la PSD și știu și știți și voi foarte bine, poate că unii dintre voi știu mai bine decât mine, cum ni s-au impus personalități, uneori cu ghilimele, alteori fără ghilimele, și s-au dat la o parte valori locale. Deci de aici, de la Călăraș spre București, cred, eu voi încerca, nu cred, că nu sunt nu pot să fac o previziune, dar o să încerc să impun că merită Călărașul să primească locuri pentru călărășeni în viitorul for legislativ, prin posibilitățile pe care le-am demonstrat și valorile pe care și voturile pe care le-am luat. Eu voi încerca treaba asta. Probabil cu Cosmin și cu ceilalți colegi care ni se vor alătura. Deci, ideea de imagine pentru un partid o face, pentru că politica se face în primul rând prin imagine. Dacă poți să mai și realizezi câte ceva, atunci votul e câștigat. Dar numai prin imagine nu se poate. Numai prin vorbe nu se poate. Asta a fost a doua. Iar a treia dimensiune este dimensiunea economică, financiară. Dar trebuie să... Țara asta trebuie condus. Vrem, nu vrem, politica este cea care conduce țara. Oamenii politici sunt cei care conduc țara. Altfel e anarhie, altfel poate să fie, nu știu, dictatură, cum spunea un alt coleg. Și atunci, cine este dispus să investească, să susțină, să-și vadă niște interese economice corect promovate? Și într-un consiliu local, și într-un consiliu județean, și în Parlamentul României. Dacă nu niște investitori serioși, care văd într-o echipă de la nivel local un viitor politic corect. Deci astea sunt cele trei idei, Melu, pe care, eu știu, sper că dincolo de vorbărie ar putea să reprezinte ceva. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp. Încerc ceea ce n-am reușit în altă parte, încerc aici, da, cu sprijin mai mult sau mai puțin, probabil și din partea voastră, să se mediatizeze cât mai amplu, să ajungă la urechile celor mulți. Pentru că ne cantonăm, am citit, să știți, cu atenție, nu extrem de profund, pentru că nu am avut timp să aprofundez, dar o să fac asta în perioada următoare, am citit multele domenii în care Pro-România dorește să-și pună amprenta. Și am văzut acolo că există oameni pregătiți și intenția de a aduce și mai mulți oameni pregătiți. De exemplu, pe parte, vă spun unde mă pricep și unde o să încerc să am o amprentă. Da? Pe partea asta de securitate, sănătate, muncă, condiții de muncă. Există o ramură Pro-România, puteți să vă uitați pe site-ul Pro-România, unde spune despre social. Și acolo, despre social, se tot bate monedă, extrem de important domeniul. Dar pe partea asta de condiții de muncă, securitate în muncă, relația dintre existența contractului de muncă și condițiile pe care trebuie să le respecte angajatorul față de lucrător,
ce trebuie să respecte lucrătorul față de angajator, modul în care patrulise să este starea de bine la locul de muncă, pentru ca el să creeze profit pentru angajator, iar angajatorul să-i creeze un mediu în care el să-și dezvolte și să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, este și a fost neglijată până în prezent de cam toți agenții economici. Important este toată chestiunea asta sare în ochi și este important atunci când se întâmplă ce? Un eveniment, un accident, da, se cercetează, ajunge la invalid sau ajunge într-o incapacitate temporară de muncă. Atunci conștientizează și legiuitorul, și accidentatul, și victima, și familia. Deci toți conștientizează când s-a întâmplat. Și noi suntem, și vă spun și motivul, să zicem, mai romanțat al venirii mele la Pro România. Eu când cursurile pe care le țin la oameni, când le fac instruirile, le spun că noi suntem un popor de indivizi reactivi, nu proactivi. Adică noi ne punem un cerușă în cap când se întâmplă eveniment sau după ce s-a întâmplat evenimentul. Noi nu acționăm antefactul. Da? Și vă dau tot felul de exemple. Când s-a surpat malul peste nu știu cine, când s-a întâmplat o explozie, când am simțit un miros de gaze pe lângă o unitate și nu ne-am dus să anunțăm. Da? Deci noi reacționăm, nu, e clar, după ce, deși e un pleonasm, noi acționăm după ce s-a întâmplat evenimentul. Nu prevenim. Și prevenția este unul din elementele esențiale pe care Pro-România în domeniul sănătății, în domeniul social, dorește să le implementeze. Dar pe partea asta de securitate, condiții de muncă pentru oameni, trebuie lucrat. Și eu să-i propun președintelui partidului, prin domnul Iacu, prin domnul Bănicioiu, să mai completăm. Nu să cinstelă, să completăm. Dacă o să se supere că vin idei de la Călăraș, atunci probabil că nu-i locul meu, nici aici. Dar consider că de aceea au plecat și dumnealor de lângă Dragnea companie, așa cum am plecat și eu, pentru că nu exista feedback, nu exista empatie cu conducerea. Le-am spus de la început, asta a fost un fel de pseudo-condiție. Vin aici, da, cu această rugăminte de a se accepta o poziție și de aici, de la noi din provincie. Pentru că dacă la București, în globul ăla de cristal, la Camera Deputaților, la Senat, nu se acceptă că din teren, din gazon, dacă suntem și oameni care iubesc sportul, mai vin ideile și tu acolo de la București consider că ești deținătorul absolut al adevărului, atunci n-avem de ce să ne dăm mâna. Dar dumneavoastră au consimțit că sunt niște idei viabile, cele pe care le-am emis. Și de alegerile în cadrul partidului vor fi în după europarlamentare, da? Că face un calendar la nivel național. Să înțelegem că va avea o funcție și domnul Răzvan Meseșanu? Dacă o să fie ales, dar politica locală ce e? Dacă va candida, dar deja că obținem rezultate. Dacă vom candida, dacă nu supărăm pe nimeni. Da, mai și glumim. Asta cu supărată la noi nu există. Da, mai și glumim. Nu avem excluderi în partid. Nu avem excluderi. Noi în statut nu avem capitolul excluderi. Nu există.